Societatea civilă, domnule Drăgan, a criticat dur vechile prevederi, în special din cauza ratei mari de rezultate, înțelegem, fals pozitive la testarea rapidă. Ne puteți spune cam cât de mare este această rată a rezultatelor fals pozitive sau este o temă falsă? Vă mulțumesc frumos pentru întrebare. Așa este, societatea civilă a dezbătut intens această temă. Tema este următoarea. Poliția română folosește la acest moment 800 de aparate Drug Test, marca Drager 5000, care sunt aparate de ultimă generație, aparate pe care poliția română le-a achiziționat din Germania, aparate care sunt verificate și certificate și mai mult decât atât sunt folosite în toate statele Uniunii Europene, dar și în SUA. Atunci când se referă la anumite testări pozitive pe aparatul Drager, acele testări nu sunt fals pozitive, acele testări eventual sunt infirmate de probele de laborator prin prisma faptului că acele persoane, așa cum au afirmat și ele, dar așa cum reiese și din analizele medicale, înainte de a fi, oprite în trafic și de a fi testate pozitiv la aparatul Drager, au consumat un cocktail de minim 3 medicamente. Iar ce este foarte important ca toți șoferii care ne urmăresc în acest moment să știe, este că atunci când consumă mai multe medicamente, este foarte bine și indicat și recomandat să se consulte cu un medic sau dacă nu, măcar să citească prospectul medicamentelor, pentru că anumite medicamente conțin unele substanțe care pot afecta capacitatea de a conduce, dar în același timp acele substanțe conțin unele catene, dacă le pot numi așa, de substanță psihoactivă. Și ne referim aici la ceea ce s-a discutat intens în spațiul public în ultima perioadă, acea codeină care are o substanță activă, psihoactivă. Așadar, șoferii trebuie să citească prospectul medicamentelor pentru că acolo scrie foarte clar care sunt substanțele pe care le conține o anumită pastilă și dacă acele substanțe conținute în respectivul medicament au contraindicații de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Aceste contraindicații nu se referă doar la a conduce mașina pe drumul public. Acele substanțe se referă inclusiv ca oamenii să nu se urce, spre exemplu, pe o scară sau să nu lege fire electrice în acea perioadă după ce au consumat acele medicamente, pentru că capacitatea motrică, concentrarea sau celelalte aspecte pot fi afectate sau sunt anumite medicamente care dau somnolență. Și nu ne dorim să ne imaginăm un conducător auto care a consumat 5 astfel de medicamente cu substanță activă care să dea somnolență, să adormă la volan, să producă o tragedie. Așadar, aici vorbim de două teme, vorbim de șoferii care conduc sub influența substanțelor psihoactive, respectiv a drogurilor, dar vorbim și de șoferii care consumă un cocktail de medicamente, nu au studiat prospectul sau nu au întrebat un medic dacă ei pot să conducă autovehicule pe drumurile publice, în acele condiții, în atare condiții, au fost opriți în trafic și au fost testați. Este normal ca la medicina legală, având în vedere că acolo este o analiză cantitativă și la medicina legală se spune exact dacă au consumat droguri și în ce cantitate se află acel drog în sânge, este normal ca acele teste să fie infirmate și conducătorul auto să nu primească o sancțiune. Tocmai de aceea guvernul României, prin această ordonanță a prevăzut această măsură administrativă de retragere a permisului de conducere și nu altă măsură de dosar penal sau de sancțiune contravențională, ci doar o măsură administrativă de a retrage permisul de conducere pentru o perioadă de 72 de ore în cazul în care șoferul refuză testarea cu aparatul drug test sau etilotest sau în cazul șoferului care este pozitiv la aparatul drug test, Drager 5000. Această măsură administrativă este una constituțională. Și v-aș da aici un exemplu relevant. Curtea Constituțională a statuat faptul că atunci când avem un conflict de drepturi, și ne referim aici la dreptul la viață și dreptul la integritatea fizică a persoanelor, intră în contradicție cu un drept administrativ, dreptul de a conduce, dreptul la viață are prioritate. Așadar, polițiștii rutieri, atunci când depistează o persoană sub potențială influență a unor substanțe psihoactive în trafic, au obligația legală de a retrage permisul acelei persoane, de a înlătura un eventual pericol din stradă, pentru că nu ne dorim și cu siguranță nici dumneavoastră și nici cetățenii nu-și doresc să avem un eveniment în care o persoană care chiar se află sub influența drogurilor să omoare oameni sau să omoare copii pe stradă. Tocmai de aceea această măsură administrativă este una legală, se ia pe un termen de 72 de ore și o să revin la idee, dacă în cele 72 de ore medicina legală nu ne oferă nouă poliției române un răspuns
cu privire la acea persoană, la recoltarea, la probele biologice acelei persoane, noi, Poliția Română, prin această ordonanță de astăzi, suntem obligați și vom proceda la predarea permisului de conducere către acel șofer.